Johnny, Mircea, aranjează-l tu pe, pe Johnny acolo între noi. Poate cădem, cei care... poate cădem cu canapeaua. No, tu ai aranjat-o, nu? Canapeaua asta, păi pentru rating ești capabil de orice mârșăvie. Ca să cădem, uite, eu cu Johnny. Singurul care a căzut a fost Madame Clarence în brațele, în brațele lui Nati Meir. Mă rog, nu cred că se va da, și unde se întâmpla? La Jilava? Aici, aici, a venit. Aolă, iară lumea asta mică. Maestrul lui Johnny Răducanu... Dus lipsa, să știi. Maestrul Johnny Răducanu îi place foarte mult cum râde fata, nu? Nu, eu aș merge acasă. De ce? Lasă-mă, lasă-mă să trăiască și ea. Ce ai de ea? E drăguță. E șomeră. Johnny, e șomeră. Mai bine înveți să cânte la contrabas, nu? N-am zis clarinet, am zis contrabas. Laud cu guși. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți la această pentru oră tine am venit. Târzie. Pentru tine data am trecută, vă mulțumesc. Sunt convins că și domnul Răducanu o să vă spun un secret. Când l-am sunat astăzi pe domnul Răducanu, când ne-am zis bună ziua, maestre Dan Capato, sunt la Antena 1, n-am mai zis nimic, am început să cânte la pian. Taran, tan, 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 tan. Ia zi mă, știi ce e asta? Zic Marseza. Ia-te bă că știe. Versurile le știi? Zic nu, că nu prea știu franceză. Fiindcă, nu știi franceză. Fiindcă ești singura persoană din televiziune românești care a recunoscut că e imnul francez. E, noi știi singurul acum. Compus, da, ăsta-i testul? Compus în 1792 la Strasburg de capitanul Roger de Lille. Și inițial era Marșul Armatei Rhinului. După care i-a zis Marseza. Eu trebuia să fiu la ora asta la Strasburg, că e sesiune parlamentară, dar am venit pentru tine. Ce a zis? Nu și ce am eu mă la afacerea asta? Da, iară cade satelitul, iară nu ne prinde jumătate de seară. Nu mai cade că l-a lipit cu scoci. Ultima oară a căzut, a căzut satelit. Domnul Răducanu, ăsta e testul când vă sună cineva să vă invite la o emisiune, îi puneți Marseza la... la pian și dacă nu știe, nu veniți. Că nu v-am mai văzut în ultima perioadă pe nicăieri. Eu sunt campion la imnuri. Cunosc 136 de imnuri. Da, da, ăsta e, ăsta și imnul Americii e între, sunt între cele mai cunoscute. Imnul Germaniei. Imnul Germaniei e chiar mai vechi decât imnul Franței, pentru că el provine dintr-o sonată de Haydn. Haydn născut 1732, mort 1809 în Viena, pe vremea ocupației napoleoniene, și francezii au făcut funeralii naționale. Și din sonata aia s-a scos motivul melodic și Franz Josef a făcut imnul Imperiului Habsburgic, austriac. Și după aia l-a preluat Hitler, mă rog, dar imnul n-are nicio vină. Și iată că Germania îl păstrează în amintirea lui Haydn. O singură greșeală ai făcut, te-am prins. Ai făcut o singură greșeală. Dar trebuie să vă aplaudați că știi prea multe, mă enervează tipul ăsta. Auzi? Nu era sonată și era dintr-un quartet de coare de Haydn. Se poate. Nu ar fi pareu? Se poate și asta. Se poate. Da, ăla e. Deutschland, Jubar, ales. Da, ales este din quartet de coarde al lui Papa Haydn. Eu știu după stadion. A cărui patron era maghiar, că asta mă enervează. Da. Era contele Esterhazy. Ăla cu podul? Ăla care a făcut podul? Domnule, e o familie veche nobiliară. E și gagicar mare, gagicar era. Bine, noi n-am venit aici ca să arătăm ce știm. Exact. Să arătăm ce nu știu nenorociții ăștia care prăbușesc pensiile, salariile și așa mai departe. Nu vorbim de pensii. Nu facem asta? Nu facem. Atunci de ce ne-ai chemat? Păi nu v-am zis să vorbim de gagici? Uite, domnul Johnny Răducanu a adus-o cumva discuția. Eu nu pot să pronunț acest cuvânt. Tu, care ai educație precară. Tu, că... Nu am educație precară, dacă a recunoscut la telefon Marseza. Da. De adevărat că a întrebat dacă vin și eu și ai zis că dacă vin și eu. Da, i-am spus. Da? Că altfel nu venea. Veneai Johnny fără mine? Nu. Foarte, hai să plecăm, Johnny. Dacă iar, Johnny, iartă-mă. Ai fost la Verona? Da. Ai fost la casa Julietei? Da. Ai văzut balconul, da? Da.
Dacă ai ști câte mii, zeci de mii de semnături, de inscripții, de inimioare. Exact. Și că a făcut și pipi. În fața balconului, se mor. Ce ai făcut în fața balconului? Pipi? Nu se poate, nu rădu, dar. Este cel mai personal omagiu care poate fi adus. Nu, dar uite să spună de ce. De emoție. Da, de emoție. El și-a marcat teritoriul, bă. Așa fac câinii. Nu. Bătrâne, să mor de temin. Dar de ce să-ți vină să mor de temin? El îmi zice bătrâne, că așa ne zicea amicul meu comun, Nichita Sănescu, da, la amândoi. Brân, auzi, spune ceva. Și am avut și galerii și aplauz. Și cine era aia? Carabinerii. Ca să... Dar nu v-au luat la bătaie? Montaghii și Capuleții, normal. Au zis, dar acolo e, mă rog, din stradă, e o intrare într-un gang. Un gang, un gang. E un gang. Da. Și da, e un pol. E undeva în curte. Dar e un pol al iubirii, măi. Sau un gang acolo? Domnul Greco, vreau să spun ceva. Fii atent. Chestia cu asta, Valentine's Day. E o prostie. În limba română aia mea e o mare malahie. Malahie? Da. Asta este, că nu e bine. Au prostel, adică. Nu e prostel, e business mare, ordinar. Nu, dar Biblie, malahiții sunt... De la Malaca vine, de la ei. Nu, și în Biblie există malahiții. Da. Păi, are o altă accepție, dar asta e un business mare de tot și nu suport această afacere, nu suport. Da, John, acolo... Lasă-i pe tine să se bucure, măi, de dragoste. Da. Dacă tu ești impotent acum... Firește că nu e așa, dar eu am vrut să văd reacția voastră, să-ți mai au râs o dată. Eu am vrut să zic că știu mai bine și nu cred că... E, bineînțeles, noi glumim. Nu cred John, că... E. John e un fenomen, un bun național, John, bineînțeles. Aplauze! Dar... Nu, dumne. Dar v-a lăsat fără replică. Vreau să spun următorul lucru. Da. Chestia asta cu Valentine's Day, sau cum ai spus că în românești cheam pe domnul ăla? Dragobete. Dragobete? Și de unde a scos Dragobete? Ai veche la român, da, Dragobete. Nu-mi place cum... Dragobete. Tot de la dragoste. Nu tot de la sună dragoste. La dragoste. Da. Tot de la dragoste. Și ce îmi spunea Nichita? Și-l dorea tare. Spunea bătrân ebre. Zice, cum e posibil cel mai frumos cuvânt în limba română? Dragostea, dragă, vine de la unguri. Nu e de la unguri. Să nu spui că nu e de la unguri. De la unguri este vine... Scandal. La ce zici eu acolo? La de slavă, dragul. L-ați lovit pe domnul Bade. Ascultați ce vă spun eu. Ascultați comanda la mine. Dacă îi spun an și an de zile s-a crezut că Ardealul vine de la unguri. Ințu Șorga, în geniul lui universal, a propus să nu se mai spună Ardeal, că și ungurii zic Erdeli, să se spună Transilvania. Până s-a descoperit că e rădăcina semantică indo-europeană, ard înseamnă ridicătură de pământ sau deal, de aici vin munții Ardeni. Ardea, provincia Ardea în Italia. Și Ardei. Ardei umplut, firește. E un plisă. Nu, deci Ardea le vei cuvânt românesc. L-au luat ungurii de la noi. Ardei e o ridicătură, nu e normal? Da, bineînțeles. Dacă grecule, da. În ce mai e băgat? Eu sunt... Noi suntem un grec, un român pur sânge. Verde. Aș vrea român. Voi să aveți 1.000.000 de români ca el. Ca Vadim? Da. Deci nu sunteți de acord cu Valentine's Day, dar nici cu Dragobete. Păi și atunci ce facem? Nu, ne întoarcem la teoria domnului Vadim Tudor să servăm. Fetele trebuie... Bătrâne, da? Fetele trebuie... Ascultă, fetele... Care v-ați zic că le îngrași, fabrică copii. Vezi că copiii mei se uită la televizor. Păi da. Am un copil minor, are 15 ani. Încearcă și tu să vorbești mai simbolic, să fluieri, să cânti, să desenești. Ascultă, eu vorbesc mergi pe... direct așa. Vadim, punem bulină roșie, vorbesc pe calapodul clientului. Corect.